dimineața. Astăzi am fost invitat la o ședință extraordinară. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Avem la ordinea de zi o suplimentare de... Numai extraordinară? Da. Da, uitați-vă, că e numai extraordinar azi? Da. E, scuze. Eu am găsit să amândouă de azi. Nu m-am uitat pe dată. Da, scuze. Sunteți invitați la ședința extraordinară de 12.2024, ora 9, cu următoarele ordine de zi. Proiectul hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 14.7. Apelantul necunoscut. Privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Balcan numărul 14/7, privind aprobarea proiectului și alțelătările aferente proiectului Centru de Zi, Asistență și Recuperare pentru persoane văzice cu mâna Balcan s-a descritul frumoasa. Noi proiect de hotărâre privind... Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Balcan și a listei de investiții pe anul 2024 și diverse. Păi e sub buget, în final. Cum? Păi e. Și e la extraordinară bugetul? Da, e ultima zi asta, de 12 ultima zi. Noi am rămas în primării, că noi asta o fost, de asta o fost. Da, bugetul se face și la urgență, ce zic urgență, dacă da. Da, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Deci, toată lumea este pentru. Acum să știți că am primit de la domnul Ciprian, de la domnul Cătălin, acum domnul Hârgorea cu soția moarte, zice... Poftim? Da. Și zice că sunt de acord și... Eronim, zice că sunt de acord cu toate punctele de la ordinea de zi. Deci... Toți au fost pentru. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul numărul 1 din ordinea de zi. Proiectul ordine privind aprobarea modificării HCR Balcan numărul 48 cu centru de zi. Noi am aprobat centru de zi în școala, alocație în școala de la Schitul Frumoasa. Da. Legea spune clar că se poate schimba destinația școlii, dar că în ultimii 3 ani de zile să nu mai funcționeze nicio sală de clasă în școală. Sau, ultimul an, dar cu aprobarea Ministerului Sănătății. Am fost la Minister, nu că nu mi-ar fi aprobat, dar sunt două clase care funcționează acolo și am fost după aia la Ministerul Muncii cu domnul inginer și am venit cu ideea să facem construcții nouă. Prin banii 70 și ceva, 90 de miliarde, ne încadram la construcții nouă, tot în aceeași zonă, de la școala veche până în gardul bisericii. Avem proiectul, s-o trimis proiecte de... Deci nu dărâma școala? Nu ne dă voie. Nu ne încadrăm până o dărâmăm. În două săptămâni. Dar este loc, de la școala veche... Este, dar mai degrabă era dărâmă. O dărâmăm și pe aia după aia, să putem... O părere nouă. Dar totuși m-am uitat, e bună școala, nu știu ce e în interior, așa. Nu știi cum e? E lemn. E putre, e mâncat din... Nu știi cum e. Nu, e corp, e lemn. Dar au fost. Consolidau. Vrei că l-a format din cărămină. Mai ți-ai zis cum eram cea bine. Termină, mă o folosesc. Da, dacă sunt discuții pe marginea acestui lucru. Uite, la proiectul la centru, să fie peste 80 de locuri de muncă. Noi avem și o mașină de pompieri, și o mașină de salvare, mașină frigorifică de transportat, dar cred că e trecut cu frigorifică, cu 3 mese, cu... Spuneți mai detaliat. Poate cineva îl interesează chiar să fie... Da, 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 da
Cineva poate urmărește ședința. Da. Nu are voie în față. Da, dar domnul Gândea nu poate să facă propaganda. Lasă, domnule, cu propaganda. Dar trebuie să facă. Haideți, dacă sunt discuții. Dar nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă. Eu am citit. Așa mă uită un consilier, că cerul ăsta de cerul nici da. La schietul frumos. Nu, e o zonă foarte bună de moarte, de lângă biserică, acolo. Imediat. Și nu avem alte locații. Dar nu, că nu sunt împotrivă. Nu sunt împotrivă. Da. Nu sunt. Nu avem alte locații. De acord. Dacă nu mai sunt discuții, atunci să putem la vot. Cine este pentru cu locații nou, cu toate utilitățile? Bună dimineața! Toată lumea. Să abține cineva împotrivă. Deci toată lumea este de acord cu trebuia. Referitor la buget. Ați văzut, l-a introdus la urgență, trebuie... Proiectul privind aprobarea bugetului local pe... Da. Pe anunță de investiții pe anul 2024. Dacă sunt discuții, eu în mare acolo vă spun discuții și cu urmă. Da, 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 da. Bun, papa. Poți să iau și eu cuvântul? Da, domnul... Eu nu că aș fi împotrivă, ferească Dumnezeu. Dar am, eu sunt așa, mai niște nedumeriri. La punctul 4, sub capitolul 2. Nu, scuzați. Un pic. Despre ce-i vorba? Construirea așezământ social sat frumoasă, acum la Bălătă. Nu știu de ce să întreb. Vorba de casa prăznicală din cartier. Facem o casă, vrem să facem o casă prăznicală. Asta a fost din 2020. La o ședință cu Partida Romilor, am convins ca noi primăria să cumpărăm materialul, iar ei să ocupe de restul, construcții, inclusiv acoperiș, toate utilitățile. N-am mai venit cu niciun ban, nici n-am mai zis nimic, am mai intervenit, am mai dat telefoane degeaba. Și acum a fost un praznic din cartier la frumoasa la biserică și am zis, la domnule, mai construim ceva casa, nu casă praznicală, casă mortoară. Și casă praznicală, nu, așa e, da. Nu, am prins, nu știu, 3 miliarde, 300 de mii, nu știu, cu prins acolo. 200. Credeți că are prioritate? Adică este necesară casă praznicară în detrimentul altor lucrări din comun? Punctul meu de vedere. Nu critic sau sunt de acord sau și s-a discutat cu oamenii. Bine, și cam câți oameni sunt în cartier acum? Vreau de 200, cred. Cred că nici 100. Dacă îi luăm din casă în casă și putem lua împreună. Nu cred că se justifică o cheltuială de așa. Am vergura. Nu, părerea mea, dumneavoastră faceți până în final, eu votam noi, nu am nicio problemă. Nu e nicio problemă. Problema că noi avem cumpărat acolo BCA-ul de acum 3 ani de zile, cred. Da, dar se poate folosi în alte părți. 2. La drumuri și poduri. Modernizare drumuri locale. Eu o să mă abțin la punctul ăsta, datorită faptului că dacă vă aduceți aminte, în mai, eu am venit cu propunerea să regularizeze și să consolideze marul de peschis, pentru că dacă, Doamne ferește, va fi o vară cu ploi așa mai abundente, Valea Schitului va fi iar blocată cum va fi blocată. Deci, mi-ați promis, dați-mi voie, mi-ați promis, m-ați dus cu preșul și am tăcut din gură că și în procesul verbal s-a scris altceva, dar i-am zis cu doamna secretară, lăsați de la mine așa acolo. Văd că veni, nu sunt împotriva celor ce i-ați propus. Dar eu cred că prioritatea ar avea mai multe colmatarea și regularizarea albiei și altele decât asfaltarea unei străduțe de 20 de metri sau de 50 de metri chiar și pe Valea Schitului. Chiar și în cartier, cu clădirea. Doar atât. Da. Asta e într-adevăr, așa am promis. Am chemat că o trebuie făcute măsurători. Tu v-ați dat cuvântul de onoare. Da. Eu am înregistrat. Știu. Așa am promis. Dar nu mă duc în presă să dau să te ieri. Pot să vă duc cu mine acum greu. Dați-mi voie să vă răspund. Da. Au venit să facă intabularea pârâului. S-au făcut măsurători. Chiar săptămâna trecută am vorbit cu domnul director de la Apele Române. Săptămâna asta vine doamna director adjunct și trimit ei utilaje pentru decolmatarea pârâului Schitul Frumoasa. Deci săptămâna trecută am vorbit și așa mi s-a promis săptămâna, numai asta, viitoare vin
să apucă de, adică să vadă despre ce lucrări este vorba și să apucă de decolmatare a râului Schid, pârâului Schid Ușumața. Deci noi am vrut să facem. Pentru că din punctul meu de vedere nu e cheltuială așa mare. Nu e mare, dar nu ne-a dat voie nouă, că nu avem nimic apurat. Nu știu care e procedura, da? Nu putem să... Mă rog. Trebuie aprobarea apelii românică, o lucrare pe apelii românică. Și lucrare mare, sunt 4 sau 5 locuri, nu mai știu unde au fost atunci. De la pod de dică până din coace de biserică, în curbă la, curător, la brigade, în curători. Sunt 5 locuri, știu 5 locuri. Și zicea cum ai venit cu un dig la Valea de Biserică, unde sunt întâlnit cele două părâuri, Schitul cu Coma. Parcă așa ați mai zis acum vreo 2 ani. Și n-ați prins. V-am spus, nu sunt împotrivă cu ce ați propus. Prins, foarte bine. Și v-am zis de ce, să vedem în tăie regularizarea. Da. Da, dacă mai sunt discuții. Da, vreau să aveți în vedere. Vreau să aveți în vedere din nou drumul de la Balcan la Schid, mai ales de la Rățen la Schid. Da. Am discutat cu neasul domnul Venga și am zis că facem 6 sau 7, câte am zis, locuri de refugiu. Ca să lărgim drumul ăsta, nu e posibilitatea. Trebuie să asfaltez un drum acum de 8,8 km din buget local. Trebuie făcut ceva. În curbi unii facem locuri de refugiu pentru mașini. Dintre toate drumurile care le administrează comuna Balcani, drumul de la Schid e cel mai... traficul cel mai greu trece pe el. Știu că merg destul, deci, cercul destul de greu. Pe drumul ăsta se câștigă și bani. Nu, noi auză. Dar trebuie făcut. Noi suferim pentru că acolo face acui spart. Duceți-vă că spart. Drumul e practicabil, nu-i stricat. Îmi spui că e prea îngust. Că e prea îngust. Și îngust. Mai vezi dacă te întâlnești cu o mașină când vine de la deal. Are 4 metri, peste 4 metri, în ultimul loc. Da, dar nu-i de două sensuri. Deci dacă vine unul, celălalt trebuie să... O să vedeți că e nevoie. Locuri de refugiu facem din 6 sau 7 locuri, nu știu câte am făcut. Ați fost în ultima perioadă prin străinătate și numai. Cum sunt șosele? Prin Italia, Grecia, Turcia. Mai aveți până ajunge. Deci... 4 metri, 3 metri, 2 metri, în Grecia dai înapoi. Și trăiesc grecii ăștia după. Nu străbunță în gustul. Nu, dar știți, după ce s-a asfaltat drumul la Schid, au apărut mai multe curbi de astea. Ah, da, că se spunea la un moment dat că sunt prea multe podețe, sunt 3-6. Da, da, da. Da, domnul Gângat, mai ales. Nu e rău, nu e rău, da? Nu, o să facem locuri. Consolidarea marilor, da? Să dea Dumnezeu să nu vină o apă. Să dea Dumnezeu, că nimeni nu dorește. Dar rămâne strada bisericii. Strada bisericii... A, le luați, filmați că le luați. Da, da. Se la din. A, da. Din buget local, ne-am trecut. Am trecut, da, am trecut, da. Iar prin... Vorbeau doar un gând, ați mai auzit altcineva, poate mai ascultă. Vizionerea. Dar mai vorbiți cu oamenii, campanii de acum, ai an electoral, ce mai vorbiți cu oamenii. Nu-i firesc? Să facă campanie electorală? Da. Păi nu-i firesc. Așa că de ce trebuie să fie... Marcios, vă să mai faci o campanie? Dar ce? Dar nu-i firesc să facă. Fiecare consilier, unul spun ce n-am făcut, ca asta. Opoziția au zis că aia nu-a făcut. Asta trebuie să fie cu supărat. Am făcut ce-am făcut. Opoziția ce a făcut, a făcut că le-am spus noi. Foarte bine. Da, dacă nu eram eu acolo, nu făcea nici cu cățoata la Pischit. Că toate că el nu a aprobat niciun buget. Deci nu a fost de acord cu nicio lucrare. Dar pe ce-am văzut că a ieșit lucrarea de calitate, datorită mie. Asta am văzut eu. Da, dar omul judecă. Dacă mai sunt discuții. Păi nu, la diverse, dacă mă răspundă. Nu, pun la proiectul la... Da, atunci să pun la vot proiectul bugetului local al Comunei Balcan. Cine este pentru? Se abține cineva? Mă abțin până văd buldozerele. Până văd buldozerele, după aceea e de acord. Viniți și confirmați. Da, până atunci mă abțin. Vă retrageți să abțineți. Da. De ce? Da, nu am avem capacitatea și să accept insuccesul și succes. Domnul Gâga. La în jurul dispersarului trebuie făcută curățenie. Deci, e urât. Pun doi băieți acolo, într-o zi să facă curățenie. Am mai făcut, domnul. E urât. Acolo le-am dus și lemn.
Felicitări. Eu duc cineva. Ai văzut cum execut? Da. Execut. După asta. Mașina, da, băi, eu am spus de lemne vine și deja sunt s-o dus, n-am crezut. Iar ca și curățenie, acolo am făcut de câteva. Păi, totuși, spațiul ăla e dat în concesiuni, la un, o firmă, la o societate, nu? Nu trebuie să-și mențină curățenia, să ducă de la primărie, nu, nu văd ceva normal. Știți cum, exact cum am zis, spus eu. Și așa se pacienți, și așa se pacienți puțin și vine, nu are profit. Bine, bun că vine și o zi. E bun, ar vrea să vină 20 săptămâni. Dar e bun și o zi și văd că oamenii sunt foarte mulțumiți. După asta, mașina aia de acolo, trebuie dus în altă parte. Mașina care e defectă, e chiar între dispensar așa, să joacă copiii noaptea la ea. Trebuie luată știință de-aia, deci tot într-un loc mai, mai ferit. Nu, dar păcat ești, e exact la unde dispensar, a primărie. E a primărie. Dus în locul ei. Zâl și eu, nu știu. Da, dar ce nu le casa azi, domnule? Eu sunt ele. Măi, adică s-au lucrat cu ea. Măi, merge și mașina, așa. Mașina e casată. Aia care e... Da. A, doar așa. Dar dați-o și luați bambia. Iar asta n-am avut ce face. Luați bambia, ce nu mai țineți. Sau mi-o dat mie la muzeu. Hai, discutați dacă... Hai, domnul Gândar. Hai, domnul. L-am deranjat, scuze domnule, l-am deranjat. Nu, dar mi se pare corect. Scuze domnule, da, eu știu că dumneavoastră sunteți un om integru, da, scuzați. Hai să... Mi-a cer scuzele. Da, e vorba de scuze. E vorba dacă e unul cuvânt, dă-i voi să vorbească. Dacă nu discutați, ar trebui început și cu, cu răchițele, mai ales la curbe. Nu, nu se vede, deci din cauza la răchiț nu, nu mai ai vizibilitate la mașină, când mergi cu mașina. Și de acum le-a venit și timpul lor. Sunt multe, sunt și lemne bune de foc pentru alții, dar nu are chimie, bătrâni. Da, am zis în drept un pic, timpul nu mă apuc de... Trebuie făcut o curățenie. Mai cam în martie ne apucam fiecare an. Dar în martie, din martie încolo începi cu campania. Dar nu avea o băieță cu campania. Ei, nu. Parcă văd tu sus. Cu benere. Nu ziceam că din martie începe. Păi nu, când face toaletarea copacilor, nu știu bine. Eu cu domnul Rață nu. Întreb și în greșeală. Și eu nu am întrebat, eu nu candidez. Care-i problema? Nu o să-și fac propaganda în fiecare. Gata, domnul Gândă, pot vorbi și eu? Nu candidat, dar văd că dați în ceala care... Nu, 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 domnul Gândă, eu îmi spun punctul de vedere, aș vrea să mă luați așa cum gândesc eu. Pentru mine, nu pentru alții. Și o să fie distant. Eu așa cred eu că e bine și așa e... Din punctul meu de vedere, neapărat, să împărtășiți. Și eu tot așa. Mai aveți ca să spun și eu. Apropo de răchiți, cred că pe viitor ar trebui ca răchițele alea de lângă șosea. Eu am greșit, că am pus. Alea ar trebui tăiate și dusă mai spre albia râului, plantat în timp, așa. Acolo nu este loc. Peste tot. Unde e fi loc, evident. Parcă spre așa, muncă multă și primăvară. Așa a fost atunci, pe principiul ăsta. Așa a fost, dar cred că ar trebui tăiate și încep dusă... Lipsă de personal. Sigur, dar încep, în timp, eu n-am zis, nu azi, mâine. Da, anul, apoi, deci când zic la anul, la anul celălalt, ați înțeles de ce zic la anul și la... Da, e foarte bine. Da, da, în viitor. Să luăm în calcul. Că o ținem... E greu de tăiat. Păi nu, trebuie înlocuit în tăișă. Și nu deodată, și nu deodată. La ajutor social. În timp. Oamenii nu sar, nu ne ajută. Aici dau dreptate lui domnul Gumnea, că sunt cam în față. Nu ne-am dat seama atunci că... Am mai curățat din el, mai sună și domnii din... Și vizibilitatea el. Da, corect. Da, ce nu mai rezolvăm? În timp. Dacă nu mai dorește nimeni să discute, declară închisă ședința extraordinară. Da. Mulțumim și o săptămână plăcută. Să dați acolo.